Ce pare că nu e ce să vă arăt, să-l fac de râs încă o dată, lucru care e deranjant. Noul Lamborghini Urus nu îmi place deloc. Un miros de bogăție, cu mari rugăminți, cu mari intervenții, X3 mai pe steroizi. Astăzi facem un vlog din partea unui proprietar de Lamborghini, mai exact două Lamborghini Urus, Aventador. Așadar pot să vorbesc din propria experiență ce părere am despre Lamborghini Urus, lucruri bune, lucruri mai puțin bune, așadar haideți să vedem. Salut cu drag, astăzi într-o zi extraordinar de călduroasă pentru luna decembrie, pentru sărbătorile de iarnă. Am obișnuit să văd zăpadă, să văd pomii încărcați de tot felul de culori albe amestecate cu verde, însă se pare că anul acesta, spre diferență de alți ani și din păcate, din ce în ce mai mult în această tendință, zăpada a început să dispară și am rămas cu doar sărbătoarea Crăciunului și cu o priveliște frumoasă pe care eu o văd în fiecare dimineață în momentul în care mă trezesc, priveliște care acum este puțin umbrită de către soare, dar mai departe, astăzi vorbim despre altă priveliște frumoasă, mai exact cele două frumoase Lamborghini Urus, ele fiind de aceeași culoare, însă cu câteva lucruri diferite, deoarece vom discuta despre ele în amănunt. Așadar, ca să începem cu vechiul Lamborghini Urus, dacă pot spune așa, este o mașină comandată în 2018, a ajuns în 2019 la final, 2020 chiar, moment în care am cumpărat Lamborghini Urus plus Lamborghini Aventador, moment în care de asemenea am mers și am spus aș vrea să iau două dacă aveți pe galben, lucru care vi-l recomand și vouă să-l faceți pentru că vă dă o anumită stare de bine, vă dă o anumită stare de achievement, că ați dobândit ceva, că ați reușit ceva și dacă nu știți povestea, vă recomand să vă uitați și la câteva alte vloguri, să nu cumva să credeți că mi-a dat tata bani de două Lamborghini ca să nu mă supăr și ca să fiu mai cumos decât colegii mei care au doar unul. Uitați-vă la povestea până la acest Lamborghini, pentru că este foarte interesant atunci când nu sare etape, atunci cum pas cu pas te bucuri de fiecare moment, fiecare realizare și de asemenea atunci când începi cu un Volkswagen Passat de 9.000 de euro ca prima mașină și trebuie să recunosc că la acea mașină m-am bucurat cel mai mult. În fine, nu vorbim despre trecut, vorbim despre prezent, facem un car review, dar nu facem doar la un Lamborghini Urus, ci facem la două Lamborghini, pentru că așa cum ați auzit a apărut un nou Lamborghini performante, despre care nu vom discuta în acest vlog, însă vă voi spune câteva idei și despre acea mașină. Așadar, acest Lamborghini Urus este venit în prima serie, puțin murdărel, pentru că în această perioadă sfăturile sunt foarte ocupate, însă în momentul în care mi l-am luat, am dorit neapărat ca să am varianta de galben cu negru, iar mai departe, după cum puteți să vă uitați la mașină, interiorul, foarte important, este de asemenea făcut cu finețuri galbene, astfel încât să menținem tonalitatea negru-galben și pe interior. Nu este foarte deschis, după cum știți, la McLaren avem un interior nemaipomenit pe galben, acesta este puțin mai serios, este și o mașină de zi cu zi. Am preferat să fie folosită mai des, așadar să aibă o culoare mai închisă. Iar în spate, după ce îl dăm pe Donald Duck afară, care este aici în mod fraudulos în mașină, vedem aceste ecrane care se comandă foarte greu. Pe la modelul nou nici măcar nu am putut să mai optez pentru această opțiune, dar sunt foarte folositoare în cazul în care vreți să luați și să folosiți o tabletă. Au și rolul de tabletă, puteți să lucrați foarte ușor pe ea sau puteți să desprindeți să fie exact mai departe ca și o tabletă Lamborghini, da? Nu orice tabletă, adică să mergeți printre colegi și să le arătați la ăștia cu Apple, bă, ce ai tu acolo, Apple, dar uite și Lamborghini. Tot felul de finețuri, tot felul de opulențe și de asemenea, mai departe, lucruri care ne fac să ne bucurăm de lucrurile frumoase care le putem obține în această viață. Așadar, dacă vreți să fiți fericiți, să știți că banii sunt lucrul cel mai ușor de obținut
care vă poate face fericit. Mai este fericirea provenită din bogăția sănătății, din bogăția relațiilor interumane, dar alea se obțin mai greu, pentru că sănătatea cere în fiecare zi efort, iar relațiile poate și de două ori pe zi. Mai departe, la această mașină am adăugat eu o opțiune foarte importantă pentru mine, acest cârlig, care nu prea îl vedeți la mașinile de această valoare, la un Lamborghini Urus nu prea există varianta cu cârlig. A fost opțiune care am adăugat-o eu și de asemenea, un lucru interesant este că aici scrisul Lamborghini este cu galben și îmi place foarte mult pentru că este în tonalitatea mașinii și de asemenea menține mai departe galben-negru. Jantele sunt de iarnă, scuze pentru murdăria de pe ele, este o mașină care o folosesc zilnic, dar uitați-vă la model și spuneți-mi dacă ați mai văzut modelul acesta de jante, pentru că spre marea mirare a celor care le văd acum este un model unicat, este one of one și nu mai există a doua pereche de jante pentru Lamborghini Urus în acest format. Așadar, am preferat să avem ceva special, pentru că cele de iarnă de la Lamborghini nu mi-au plăcut, era un model prea simplist pentru o mașină atât de frumoasă. Bun, care sunt lucrurile care îmi plac, care sunt lucrurile care nu îmi plac la acest model? În primul rând îmi place foarte mult că este un SUV, este un SUV puternic, este un supercar, se aude foarte puternic, tobele sunt bineînțeles modificate și nu sunt cele de serie, sunt cu catalizatoarele scoase, iar mai departe te poți bucura și de sunetul unui supercar, zis că ești într-un Lamborghini, lumea care te aude și ea te aude fiind într-un Lamborghini, de asemenea îți oferă siguranță, este foarte comodă, nu este deloc stricăjoasă, această mașină are aproape 89.000 de kilometri, deci la 90.000 de kilometri folosită în România, nu am schimbat absolut nimic până la acest moment, nimic. Uleiul, da, uleiul am schimbat, în rest plăcuțele de frână nu sunt schimbate, după cum vedeți plăcuțele de frână sunt ceramică carbon, cam astea sunt la toate modelele Lamborghini, n-am văzut și fără, ele nu se schimbă decât poate la 100.000 de kilometri, așadar n-am schimbat plăcuțe, n-am schimbat bielete, n-am schimbat, nu știu, lucruri care la alte mașini cu siguranță le-am schimbat până într-o 100.000 de kilometri, așadar este o mașină foarte țapănă, stabilă, nu bate nimic, merge foarte confortabil, perna este nemaipomenit de confortabilă la drum, nu este o mașină rigidă ca și un X6, care de multe ori e prea rigid pentru un SUV, mai ales de talia unui BMW și de asemenea, pe lângă toate acestea, este un Lamborghini full dotări. Lucrurile care nu îmi plac la acest model de Lamborghini Urus, repet, varianta 2019, este în primul rând faptul că, spre diferență de toate mașinile care le-am avut în ultimii ani, această mașină, chiar dacă am vrut să-i pun, nu a existat varianta de soft close. Deci, soft close, uitați, nu trage nimic. Soft close-ul este ceva de genul ăsta, îl închizi, da, și cam ăsta e soft close-ul la modelul acesta. E un soft close manual. Un lucru care deranjează. Al doilea lucru care nu mi-a plăcut la această mașină și m-am chinuit de foarte multe ori cu ea, este că nu are CarPlay wireless pe Bluetooth. CarPlay-ul la această mașină, cât și la Aventador, care este mult în spate cu tehnologia, un Aventador, deci eu am luat-o pe aceasta, 2019, și Aventador 2019, amândouă trebuiau să aibă dotări la nivel de 2019, nici de pe departe. Aventadorul este mai în spate cu tehnologia, are un ecran de A5, îmi pare că nu e ce să vă arăt, să-l fac de râs încă o dată, pentru că mi se pare ciudat să dai pe mașină 400.000 de euro și să-ți dea un ecran de A5 în loc de meniu. Măcar la acesta ai un touchscreen interesant, dar trebuie să-ți conectezi la fir mașina ca să ai parte de CarPlay, lucru care e deranjant. Vreau să mă dau cu mașina lejer, să intru cu telefonul în buzunar și să se conecteze. Mi se pare absolut normal. Așa sunt două lucruri care pot spune că nu mi-au plăcut, iar al treilea lucru este faptul că nu a existat opțiunea de cârlig la acel moment. La cârlig automat. După cum vedeți în spate este și X7-le. X7-le are opțiune de cârlig, pac, iese frumos, intră frumos, mi se pare absolut normal pentru un SUV ca să aibă această opțiune. Bun, în partea a doua vlogului trecem la noul Lamborghini Urus,
De data aceasta nu este o mașină galbenă din serie, ea are aplicată deasupra ei o folie. În primul rând pentru că mi-am dorit un galben mai aprins, un galben mai puternic, un galben mai deosebit decât acesta. Dacă vă uitați la ele două, după cum vedeți, sunt două culori diferite. Iar dacă ne uităm din poziția aceasta cu camera, vedem trei nuanțe de galben. Galbenul pentru Lamborghini Urus nou, de folie, galbenul de serie și un galben de McLaren, mai țipător și mai lămâi decât toate celelalte. Bun, hai să vedem puțin rapid ce are să ne ofere în plus această mașină. În primul rând, elementele de decor sunt mate, după cum vedeți, față de cealaltă mașină, care sunt lucioase. După care, jantele sunt de vară, sunt exact jantele cu care a venit și primul model. Sunt un fel de model de turbină, dar pe spate se vede și mai bine modul în care ele sunt făcute, pentru că se văd aceste striații foarte frumoase și sunt concave, da? Însă nu îmi place deloc faptul că etriera este argintie, o vom schimba, o vom face galbenă. A fost una din opțiunile după care nu am mai stat. Mașina a venit la comandă, am stat după ea aproximativ un an de zile, pentru că am comandat-o anul acesta și de asemenea am vrut ca să îmi schimb mașina veche, ea având la acel moment undeva la 70.000 de kilometri când am comandat-o, am anticipat că o să ajung la 100.000, iar acum de curând, de 2-3 săptămâni, a ajuns și Lamborghini Urus numărul 2 din cariera mea, un Lamborghini Urus cu câteva dotări în plus. Prima dotare, bineînțeles, am ținut să fie elementul de soft close. După cum ați văzut, s-a închis așa cum trebuie să închide un soft close. Da? Pac! După cum vedeți, are elementele de carbon din fabrică, care dau o anumită finețe, o anumită bucurie pe mașină. Nu fac un mare wow, însă sunt frumoase. Aici un mic element l-am înfoliat și pe el în galben, spre față de cealaltă mașină care nu îl are și care poate nici nu se observă că l-ar avea. Mai departe, la interior. Interiorul în această mașină este nou-nouț, bineînțeles. Fiind o mașină nouă, n-avem ce să îi reproșăm. Și ceea ce voi nu simțiți este, de asemenea, mirosul de interior care acompaniază orice mașină cumpărată de nouă. Este un miros de bogăție, da? Mirosul de bogăție, mirosul de 320.000 de euro, cam așa îl simți în momentul în care ai dat banul. Un alt lucru interesant la noul model, nu știu dacă ați văzut, cheia la modelul nou arată și ea mai de Lamborghini, nu mai frumoasă decât la celălalt model. O să vă arăt imediat și pe aceea ca să vedeți diferența între cele două chei. Am primit bonus, vezi, la al doilea Urus primești bonus un breloc, da? Deci dacă îți cumperi două Urusuri, ai parte și de acest breloc de la Lamborghini, chiar ei, din Italia, da? Așadar, bravo, mulțumesc, o să-l pot cu mine în mână și în suflet, da? În rest, ce să vă spun, mașinile sunt la interior la fel, amândouă sunt frumos stilizate, iar partea cea mai interesantă pe partea de tehnologie este, bineînțeles, că la acest model, în sfârșit, CarPlay-ul se conectează fără a fi nevoie de fir. O mare realizare, o mare bucurie, avem soft close, avem și acest lucru, iar mai departe, un element suplimentar, bonus, da? Făcut special la comandă, făcut special pentru mine, cu mari rugăminți, cu mari intervenții, cu mari plecăciuni, este nimic altceva decât cârligul electric. Haideți că l-am apăsat. Ia uitați. Ia uitați cum iese. De cât timp l-am așteptat. Partea care nu o știți este că pe lângă acest cârlig, modelele de Urus care au această opțiune au un ventilator mai mare în față, astfel încât atunci când mașina tractează, practic o remorcă, poate chiar cu altă mașină, că na, știți cum e, mai îmi place să le și car cu remorca, au nevoie de o răcire suplimentară. Așadar, avem în sfârșit... Aoleu. Asta cred că știți de la ce vine. Opțiunea asta este opțiunea în care dai cu piciorul și se deschide ușa, dar de asemenea dai cu piciorul și se mai și închide, da?
am primit bonus și această unealtă în care pot să-mi pun schiurile și să le bag mai departe. O mică gentuță să-mi pun deodorantul de sub braț sau să țin aici un încărcător de baterie. Da, uitați ce elemente Lamborghini, da? Deci când îți încarci bateria, să-ți vadă oamenii că îți încarci bateria cu astea de la Lamborghini, nu cu orice, că după aia spune că n-ai avut bani de supraopțiune. Haideți să vă arăt cheia și să vă arăt diferențele între cele două chei, pentru că turul nostru se apropie de final. Ia uitați, diferența între nou și vechi, parcă au făcut-o și mai mare, nu? Care vi se pare mai frumoasă? De la cel nou sau de la cel vechi? După cum vedeți, are un design suplimentar și, bineînțeles, apăsăm pe Lamborghini ca să apară cheia manuală în caz că mașina rămâne fără curent și tu vrei să intri în ea. Că oricum, dacă rămâne fără curent, nu prea poți să faci nimic altceva decât să o încarci ca să poți să-ți duci mai departe treaba la destinație. Așadar, cam astea sunt lucrurile bune, lucrurile mai puțin bune. Pot să vă spun că am continuat cu acest model, deși am văzut mai multe mașini și am încercat și cei de la, și pe cei de la Aston Martin. Bineînțeles, am să încerc și Ferrari, însă am înțeles că Ferrari este la mare așteptare. Am văzut un Puro Sangue, un SUV de la Ferrari. Vreau să spun că nu are nicio legătură cu Urusul. Este o mașină total diferită. Este o mașină gândită nu neapărat ca și de zi cu zi, ci pur și simplu tot un supercar puțin ciudat, ciudățel. Un fel de, nu știu, un fel de X3 mai pe steroizi. De aceea voi rămâne mai departe pe Urus. Mi-am comandat deja Urus 2025, modelul nou, complet modificat, care are o înfățișare total diferită de ce vedeți aici. Urus performante, am zis că o să spun două vorbe și despre el. Ei bine, din câte am înțeles, apare anul viitor, are 665 de cai sau ceva de genul acesta, în condițiile în care Urusul meu are 720 de cai pe care îi chiar îi simți și pe care chiar i-am testat, motiv pentru care nu sunt foarte încântat ca să schimb mașina cu un Urus performante, iar mai departe am ales să rămân pe modelul acesta. Pentru că dacă vreau să arate ca un Urus performante, atunci tot ce trebuie să fac e să plătesc un facelift de 10.000 de euro, schimb capota, bara spate, bara față și am și eu Urus performante. Pentru că prefer să am un 720 de cai decât un 660 de cai. Așadar, e prima mașină pe care o schimb cu același model de la același producător. Doar diferența între ani, deoarece sunt foarte mulțumit de modelul de la Urus, sunt foarte mulțumit de această bijuterie pe roți, o mașină cu care mi-am făcut treaba, mi-am tras nobile, am tras Aventadorul, l-am plimbat prin țară, o mașină pe care te poți baza și mai departe o mașină pe care vă doresc și vouă, după muncă, după sacrificii și după toate acele lucruri pe care trebuie să le faceți, pe care nu vreți să le faceți, pe care nu vă plac, dar care, dacă le faceți, o să vă bucurați la un moment dat de mașina sau mașinile visurilor voastre în curtea casei pe care vă doriți.